Socialdemocrații roșii-orenși au depus astăzi candidaturile cu listele de susținători la alegerile locale din 9 iunie. Aflat la finalul celui de-al doilea mandat, primarul Valerică Cârciumaru candidează din nou pentru funcția de primar al municipiului Roșiorii de Vede din partea PSD. La biroul electoral, primarul a venit însoțit de toți candidații aflați pe lista Partidului Social-Democrat. Eu vreau două exemplare originale de pe listele de susținători pentru Consiliu și pentru primar și aveți documentele acolo atașate propunerii de candidatură. Da, da, asta este două dosarul. Două în original și două da. În copie. Aici aveți dosarul de candidatură pentru Consiliul Local asta și da. Încă unul și hai cu listă deci de susținători în original. Susținător Consiliul Local. Aici e primar. Da, susținător. Nu, acolo, original, că doamna păi, vrea original. Încă un. Este uite. Aici. Și asta este copia, nu că doamna vrea copiile trebuie să le ștampilez și să le vizez pe opis. Da. Dumneavoastră mai departe, unul duce la judecătorie. Da. Astăzi candidaturile pentru alegerile din 9 iunie, pentru funcția de primar și consiliul local și exprimăm speranța că vom avea susținerea alegătorilor în așa fel încât în seara de 9 iunie să avem funcția de primar și majoritatea în Consiliul Local. Candidații la Consiliul Local, în număr de 24, le dă garanția unei bune reprezentări din punct de vedere profesional, din punct de vedere al imaginii fiecăruia dintre candidați în municipiul nostru, din punct de vedere teritorial. PSD Roșiorii de Vede și Cârciumaru Valerică au intrat oficial în cursa electorală cu avantajul pe care îl are partidul cu cea mai numeroasă și puternică organizație locală.